Acum vă voi prezenta închiderea de zi din aplicația Smart Cash POS. Ce trebuie să facem? Suntem în aplicația de încasat, este deschisă pentru că am emis bonul. Voi merge și voi închide POS-ul prin apăsarea tastei Închide POS. Însă, în acest meniu, îmi caut userul pe care am dreptul de a scoate un raport Z, un user de supervisor, operator sau chiar casier dacă am acest drept, nu am să aleg contul de administrator și vom merge pe rapoarte fiscale. Observați că aici avem patru tipuri de rapoarte. Raportul X care ne ajută la consultarea informațiilor despre încasări de timpul zilei, raportul Z, cel despre care vă vorbesc acum și care este în încercare la închiderea de zi, și rapoartele periodice sumare care se scot la sfârșit de lună. Drept urmare, eu am să dau raport Z. Sistemul ne întreabă dacă suntem siguri să finalizăm această operație pentru a evita erorile operatorilor în momentul în care vor să facă un raport și din ușa la dat de tu. Eu am să confirm. Și în acest moment programul ne furnizează informațiile legate de raportul Z, ne afișează totalul de vânzări, care trebuie să fie conform cu ceea ce îmi apare mie pe raportul emis de imprimanta fiscală, respectiv 161,65 RON, atât cât îmi apărea și în interfața de program.